Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Angela Zaharova și vă invit la Ora Locală. Invitații emisiunii din această seară sunt Simeon Tatarov, primarul orașului Rezina. Bună seara! Bună seara! Și viceprimarul Gheorghe Gâncu. Bine ați venit! Bună seara! Așa cum am promis cetățenilor la prima emisiune, revenim, a trecut exact o lună, revenim în continuare cu această serie de emisiuni Ora Locală pentru a le spune cetățenilor ce se întâmplă, actualitatea primăriei, unde se duc banii, cum se cheltuie și dacă sunt probleme, de ce și cum le vedeți soluționate. Vă mulțumesc pentru prezența la această emisiune și zic să începem. De atunci a avut loc o ședință a Consiliului Orășenesc. Aleșii locali au votat mai multe decizii, proiecte de decizii, majoritatea țin de mișcări pe linii de buget. Am văzut că o parte din bani au fost realocați, inclusiv și din partea de economii. Da, mie mi este interesant de unde vin aceste economii, dacă le avem pe acest timp de criză. Am avut economii, dacă îmi permiteți, da. Am avut economii înregistrate urmare a petrecerii licitațiilor care au fost petrecute parcursul ăsta și la recomandarea Ministerului Finanțelor trebuia să facem corelarea bugetului, să facem rectificare și economiile respective au fost realocate prin decizia Consiliului pentru o serie de lucrări care erau strict necesare orașului. Merge vorba de scările de la sensul giratoriu la 27 august, și merge vorba de lichidarea haznalilor, gropilor de apelor de canalizare, apelor reziduale din strada Păcii, 8 la număr, care trebuiesc lichidate și la capitolul ăsta se lucrează acum urmarea realocării resurselor. Mai suntem încă în fază de lucru, dar timpul e. Este vorba de circa jumătate de milion de lei pentru ambele da, obiective. Și dacă îmi permiteți, aici merge vorba de porțiunea de la Crug, știi, și merge până la strada Păcii. Asta deci merge vorba, toate da. scările care unesc toate terasele da, orașului. Da, da, da. Nu toate terasele, numai până la strada Păcii. Adică strada să înțeleg Păcii. Corect, da. Deci 200 și cât? 210.000. 210.000 da. Pentru porțiunea asta. Consolidarea acestor scări. Da, fortificarea lor, da. Și ca să răspundem cetățenilor ce ne dă nouă asta pe timp de criză, când avem și alte probleme, deci asta este un obiectiv principal, dintre principalele. Pentru că se observă când circul pe strada centrală. Noi trebuie să avem grijă de aspectul orașului. Nu mai zic că foarte mulți locuitori de la strada Păcii, inclusiv din centrul orașului, care se deplasează spre strada Păcii, le trebuie niște căi de acces, o zonă pietonală, chiar și pentru a se plimba. Totodată, din punct de vedere ca aspect turistic a orașului, noi trebuie să avem grijă să le consolidăm, să le reparăm, să le amenajăm scările care leagă toate trei trepte ale orașului, începând de la strada Lumănoasă, strada Păcii și strada 27 august până la sensul giratoriu. Și atât celălalt segment a scărilor ne rămâne pentru primăvară. Da, corect. Le-am planificat pe anul viitor, adică vedem cum le amenajăm, ne uităm prioritățile pe parcurs. Vom organiza și dezbateri publice, da. Vom consulta cetățenii de la Lumănosov, de la strada Păcii, inclusiv și din centrul orașului și proiectul de buget vom face dezbateri publice atunci. Dacă se va accepta să cheltuim resurse financiare, anume să alocăm pe dimensiunea scării, să le facem frumoase, să le facem să aibă să devină o destinație turistică. Iată cam asta e ideea. Una din decizii ținea și de aprobarea tarifului tehnic pentru blocurile cu multe etaje din oraș. Etajate, da. Și dacă a fost aprobată tot la acea ședință, vrem să ne spuneți ce fel de tarif este, pentru cine este aplicabil. Este vorba de 1 leu pentru metru pătrat din suprafața totală a locuinței. Da. Cine va achita acest tarif contra căror servicii, ca să înțeleagă toată lumea. Și dacă este necesar să fie asociație pentru asta sau nu. Da. Îmi permit, domnul viceprimar. Tariful se va plătea 1 leu de metru pătrat din
suprafața totală. Ea merge ca tarif tehnic, să are în vedere că merge nu din... merge la dorința cetățeanului. Deci nu este un obligatoriu? Da, dar merge la dorința cetățeanului. De pildă este blocul locativ cu tare. Mai mult de 50% sunt semnăturile. Deci o condiție ar fi ca să fie mai mult de jumătate din locuitori. Atunci este obligatoriu, dacă este mai mult de jumătate. Și se aplică tariful tehnic pentru întreținerea blocului locativ, casa scărilor, acoperișul, subsolul și plus încă în interiorul caselor, adică a apartamentelor, s-ar în vedere, este apa. Că pe tot locul acum, știți cum e situația, e foarte grea. Adică situația, deși anume spun, stipulez așa că e foarte grea, că la momentul dat o avarie, o ceva, adică un accident ceva de rețele, n-au unii să adresa, că, pentru că până este legea 303, unii prevede până la intrarea în bloc. Deci și noi am intervenit cu domnul primar, am intervenit la cei, că adică să facem tariful de tehnic de a exploata normal fondul locativ. Asta e tot. Dar ce se întâmplă cu blocurile locative care nu vor accepta acest tarif? O să rămână nedeservite? Sau? Proiectul de decizie, adică decizia votată de consilier, prevede că o majoritate simplă a locuitorilor blocului, mai mult de 50%, colectează semnături, se adresează către serviciul comunal locativ. Noi, deja aprobând decizia, am reglementat cadrul legal de relații economice și juridice care ar apărea între locatarii blocului și serviciul comunal locativ care va presta serviciile respective. În cazul când au fost colectați semnături mai mult de 50%, de pildă, avem blocul Basarabia 12. Deja echipa de la Serviciul Comunal Locativ a mers, a inspectat starea blocului, au făcut toată lista de lucrări care trebuie efectuate, începând de la reparația acoperișului, reparația pireilor pe perimetrul blocului, în limba rusă se numește atmostcă. Toate pireele la blocuri locative din oraș sunt prăvălite, adică s-au deteriorat și apele pluviale, care sunt apele care se scurg din ploi, nimeresc în subsol, spălând totodată și fundațiile blocului. Și atât, lista de lucrări, acum Serviciul Comunal Locativ a mers la Basarabia 12, a făcut lista lucrărilor și ei nu vor aștepta să colecteze banii de la oameni. Ei vor începe lucrările, ca blocul respectiv să ajungă, poate și un bloc model. Model, din contul, pe cont propriu. Din resursele Serviciului Comunal Locativ. Oamenii pe parcurs vor plăti. Urmând să da. Ideea tarifului este și de a fi banii respectivi ca o contribuție în atragerea investițiilor de la diferite fonduri de investiții pentru și fondurile de eficiență energetică, de eficientizarea clădirilor. Sunt mai multe fonduri. Și atât vrem să începem cu o casă care a colectat semnăturile respective și să demonstrăm să avem o alternativă. Când vin cetățenii și solicită să le repare acoperișul că curge și nu poți face nimic pentru că nu-ți permite legislația să cheltui banii publici pentru o proprietate privată. Și acum apare întrebarea. Eu, ca cetățean, achit acest leu și am eu o garanție că înțeleg că banii ăștia vor fi colectați centralizat, vor fi într-un coș comun și cine va decide că merg să repară acoperișul la casa X sau la casa Y? Va decide Serviciul Comunal Locativ, dar dumnealor, noi, inclusiv și autoritatea publică locală, adică în persoana primarului, viceprimarul, care este persoana responsabilă de buna activitatea Serviciului Comunal Locativ și de buna gestiunea spațiului locativ, în final, vor lua deciziile cele mai frumoase. Important este să mișcăm carul din loc, să ne apucăm, să avem grijă, să unim eforturile și să avem grijă de blocuri locative, de spațiul locativ, dar credeți-mă că pe măsură cum vor
depune oamenii, comunitățile de locatari vor depune demersurile cu semnăturile colectate că acceptă să beneficieze de așa servicii, ele sunt contraplată, numai decât vor fi de serviciu, numai decât. Și sare în vedere că se ieși, bun înțeles, și deteriorarea, adică modul de acoperiș, gradul de degradare, sare în vedere, pentru că dacă vede că un bloc locativ necesită mai întâi de a repara și este strânsă de scăliturile, bun înțeles că noi întâi să luăm unii ceva grav ca să nu dăm Stopăm prostie, salvăm situația, să nu ajungem în situații de avariere deja a blocului. Iată, asta e, nu ne trebuie, am ajuns la faza când trebuie să stopăm prostie. Am înțeles, este de fapt un efort dublu, unul de a oferi un serviciu calitativ, ceea ce nu se face la nivel de asociere a cetățenilor, și altul este ca și cum ar ți organiza o contribuție a populației pentru eventuale proiecte necesită asemenea contribuții. Este ca... Am o întrebare pentru final de emisiune, dar dacă vorbim totuși despre acest tarif, deci cetățenii care și-au reparat pe cont propriu acoperișurile, au reparat din cauza că nu s-au putut asocia într-o asociație din cauza migrației sau pentru simplu fapt că lumea nu locuiește în bloc, da, și ei ar putea solicita să-și întoarcă cumva investițiile făcute sau... Practic nu, vă spun de ce cauză. În primul rând eu dau un exemplu cu Casa Medicilor de la noi de Rezina, cum a fost de stare excepțională care a fost vara și au descoperit multe acoperiși la noi. Și noi în primărie am intervenit, am acoperit-o din nou. Ei au făcut din sursele proprie a dumnealor. Dar noi acum am intervenit, am alocat, am efectuat lucrările, practic, că au fost de la stare excepțională, adică foile și de ardezii, dar de la noi banii au fost alocați pentru efectuarea lucrărilor. Din fondul de intervenții. Deci cei care au reparat pe cont propriu acoperișurile nu pot să se includă cumva în aceste proiecte, să demonstreze o contribuție? Poate să includă, adică cu eficiența energetică, că noi avem fondul ăsta MAREF, care vrem să, deci vrem leul ăsta ca să învălim asta, să luăm casele, să le izolăm pentru termic, da. Asta e un lucru foarte, cum s-ar spune, la nivel. Dacă ar fi blocul izolat și mai puțin, cum s-ar spune, pierdere de energie pentru fiecare, nu pentru unul în parte, adică pentru fiecare. Și blocul locativ, dacă el e altfel și arată estetic și din punct de vedere se păstrează mai bine. Adică sunt niște Este necesar ceea ce spuneți, dar întrebarea cetățenilor era de... două apartamente s-au asociat și au achitat, doi cetățeni au făcut pe cont propriu tot acoperișul acolo. Ei nu au avut un proiect, ei au făcut asta socoate, cum spune, au făcut din contul lor personal și... Chiar dacă au un document care confirmă lucrările... N-are acte, n-are nimic la mână. Sunt lucrări efectuate neautorizat. Neautorizat. Asta e primul moment. A doilea moment la care vreau să atrag atenție. A beneficia de asistența tehnică din partea serviciului comunal locativ este un lucru benevol. Și tocmai de atâta este necesar de a colecta 50%, mai mult de 50% de semnături din locatarii, la locatarii blocului. Și numai după aceea, după prezentarea demersului cu 50% de semnături, mai mult de 50% de semnături, numai după aceea blocul respectiv va fi luat la deserviri. Atâta timp cât ei socot că și-au reparat acoperișul și-au rezolvat toate problemele. Nu, am înțeles care e. Deci, cred că cetățenii au primit un răspuns. Deci, întrebările mai stau și în subsolul blocului și eu am vorbit de pireele în jur și eu mai vreau să mai atenționez că acoperind blocurile cu construcții neautorizate, cu acoperișuri neautorizate, noi am observat și nu știu dacă au atras și dumnealor atenție că se scurg apele pluviale pe pereții blocului și spală tencuiala blocurilor și arată într-un hal fără de hal blocurile respective. Mult calitate, într-un cuvânt. Și oamenii au fost nevoiți pentru că le plouă acasă. Da, au apelat la servicii pe care le-au avut. A fost o salvare a situației de moment.
Dar noi încercăm să formăm o sistemă care, indiferent de dorința, de dispoziția primarului, ora viceprimarului, ora șefului serviciu comunal locativ, sistema să lucreze. Medicul să fie medic, să nu mai fie șlăcătuș la canalizare și la apeduct, polițistul făcându-și serviciu, venind acasă, trebuie să odihnească, să nu mai fie și el măturător. Am înțeles. Plus și elementul de securitate, pentru că o lucrare neautorizată nu tot timpul sunt de lucrări, securitate. Da. Sunt lucrări care le efectuează specialiști în domeniu. Am înțeles. O altă chestiune pe care au votat-o aleșii locali ținea de apeductul mult promis în Voșerniță. Voșerniță, da. Este vorba de potențial beneficiar circa 260 de gospodării care ar putea avea acces în scurt timp, da? Da, da. A fost efectuată licitația, câștigătorul este antreprenorul care a dispus de lucrările date, este gospodăria comunală, serviciu comunal locativ de Rezina și a fost proiectul inițial de 1.300.000, licitația a fost de 1.600.000 ceva, da? 1.600.000 și vreo 60, da. La momentul dat săpăturile deja s-au făcut, țava a fost deja, cum s-ar spune, pus acolo 2 km 100 de metri, așa, dacă nu mă greșesc. Cred că vor fi la 2 km 300 de metri, merge vorba despre deja de asamblarea magistralei. Magistrale, da. Mai avem de făcut lucrări. Important este că serviciul comunal locativ a participat la licitație, a câștigat licitația. Au mai fost concurenți? Da, da, au fost mai concurenți. Fost. Dar, patru. Dar ce e important este că pentru noi este foarte important că serviciul comunal locativ este și antreprenorul și totodată va fi și cel care va deservi, care va exploata rețelele respective și nu va putea învirui niciodată pe nimeni că nu-i cineva nu a făcut calitativ apeductul sau ceva, pentru că el gata, el cu mâna lor și-au făcut-o. Și cred că au și tot interesul ca să le fie mai ușor în exploatare să facă calitativ. Și săpăturile s-au făcut cu bani. În timp foarte scurt ne dorim să executăm lucrările ca locuitori din Bășărința să beneficieze de apă potabilă la robinet. Foarte scurt? Conform contractului merge vorba de 3 luni de zile. Deci spun, ne dorim foarte, într-un timp foarte scurt pentru că avem și condițiile climaterice care... Am înțeles. Le avem în luna noiembrie și... Dar până acum, deci nu a putut fi urgentat? Nu, că urmărți procedura de licitație, noi nu avem dreptul, nu știm cine a fi câștigător, nu poți să începi lucrurile. Se vorbește mai mult de acest proiect de aprovizionare cu apă în Boșerniță. Noi nu ne-am putut permite până nu am identificat sursele de finanțare. În luna august noi am alocat resursele pentru efectuarea lucrărilor. Mai apoi au durat toate procedurile de achiziții, care sunt destul de birocratizate. Eu și în emisiunea trecută am spus despre și durează în timp. Și în timp, iată, a durat aproape 2 luni, până la trecerea licitației și desemnarea antreprenorului. La început, până. Și deja... Deci este vorba de peste 1.100.000, da. Contribuția, bani total, deci buget total achitat din soldul buget disponibil al autorității publice locale, primăria Rezina. Cetățenii vor contribui și ei cu ceva? Sau? Nu. Apa vine până la? Apa vine până la poarta beneficiarului. Nu ne putem permite să intrăm în curte. Și el își achită mai departe da, lucrările de conexiune la da, acesta. Am înțeles. S-au mai împărțit bani și unde? S-au realocat. S-au realocat bani la scările care am vorbit. La lichidarea hazanărilor. Și a stipulat și a fost am văzut un articol prin ziarul Cuvântul la emisiunea aici n-am spus, merge vorba de alocarea resurselor financiare pentru construcția drumurilor din beton la Ciorna, s-au betonat două străzi, stradela Dimitri Cantemir și stradela Fântânilor. A dat Dumnezeu și am betonat strada Lăutarilor și stradela Ion Niculce și astăzi se lucrează la strada Pavlov în Stohnaia. Să vedem cum ne descurcăm iarăși cu condițiile climaterice. Este vorba de un buget de?
pentru toate aceste lucruri. Tot de jumătate de milion de lei. Am înțeles că au apărut deja alte probleme cu calitatea drumului, că șoferii încep să meargă ca pe autostradă. Pe da, acolo. Corect. Da, la Ciorna avem problema asta. Mm. Deja avem două accidente și solicitări de la cetățeni să punem semne de circulație. De restricționarea vitezii. Dar totuși până nu societatea nu va deveni, să zic așa, mai disciplinată, mai responsabilă, nu putem să îi interzicem tot. Și nu putem să trăim în ideea că vor sta la fiecare colț de stradă un polițist care ne va pune, clar, va pune la punct. Da, merge vorba de cultura generală. La emisiunea trecută, pentru că ne întâlnim, de ce ne întâlnim? Ca să vorbim deja de... ne străduim să luăm și întrebările cetățenilor și de pe rețelele de socializare și din oraș. Și vom avea la sfârșit de emisiune neapărat aceste întrebări. Vreau să precizez, pentru că asta ne-am pus scopul în fiecare emisiune, să revenim cu un feedback la ceea ce ați promis anterior sau ce faceți, lucrările care sunt în curente, restanțele care sunt. În emisiunea trecută vorbeam despre un proiect care de luminare stradală pentru întreg orașul Rezina, cât de real era atunci, nu ne-ați putut spune, cum s-au mișcat lucrurile până în prezent, dacă sunt niște rezultate, să ne spuneți. Da. Pe data acum avem un fapt împlinit, avem un contract de grant semnat cu Fondul Eficiență Energetică, unde fondul vine cu contribuția de 75%, contractul, costul lucrărilor ar fi de 5.900.000 orientativ și contribuția autorității publici locale de 1.500.000. 25% este contribuția primăriei Rezina. Prin decizia Consiliului, resursele financiare au fost alocate. Încă în luna iunie, mi se pare. Când sau mai, ceva așa. Acum perfectăm caietul de sarcini pentru a-l coordona. Uitați-vă cum, de ce vorbesc de proceduri. Sunt proceduri, da. Și ele durează în timp. Caietul de sarcini, care trebuie să-l perfectăm și să-l prezentăm la Fondul de Eficiență Energetică, adică la finanțator, durează minimum 10 zile coordonarea cu Fondul de Eficiență Energetică, cu experții de la fond. După aceea trebuie să mergem să facem anunțul la achiziții publice, la Agenția Achiziții Publice, care durează... E selectați iar un... Iar da, durează în 10 timp, zile. Minimum 10 zile. Cine sunt întreprinderile cu expertiză în acest domeniu? Sunt o serie de societăți care sunt și lista societăților cu experiență în domeniu sunt și la site-ul Fondului Eficiență Energetică. În domeniul respectiv lucrează societăți care sunt acreditate, au toate licențele. Aici în intră domeniu. Și aici se considerați și SCL-urile sau societățile? Poftim? Intră și serviciile comunale locative în acest list? Pot participa și ei? Sau? Pot să participe, dar nu pot să nu cușlige deloc, pentru că aici este experiență similară. Similară în domeniu, trebuie să ai numai... Când merge vorba de contracte de la 5-6 milioane, trebuie să ai experiență ultimii 3 ani, trebuie să ai experiență 75% similară. 75% adică împlinit suma din... Adică, de pildă, e de 5.900.000, 75%, deci 75% trebuie să ai timp de 3 ani de zile îndepliniți așa lucrări. Am înțeles. În domeniul deci dat. Nu, adică nu există șansă ca să vină un agent economic local de aici, nu. Mai degrabă că practic, din Chișinău sau nu. Din afara țării. Practic, nu. În acest proiect se include întreg oraș și suburbii sau nu? Știți cum? Mai merge vorba și de alte de pregătire în domeniu. Dacă merge cum? Vorba despre măsurări fotometrice. Da. Noi specialiști, eu calitate. Nu cunosc. Eu nu cunosc în area primăriei Rezina, specialiști în fotometrie. În... Am înțeles. Deci nu poate fi vorba despre... Nu știu, să vedem. O simplă experiență. Și este o experiență nouă pentru că din apelurile toate care s-au făcut, cele mai mari contracte practic se pornesc acum la Hâncești, Rezina și încă sunt în faza de pornire, adică nu s-au pornit lucrări. Dar e bătut în cui, vor fi realizate. Da, da? Da. Și da. Aici întrebam, vor fi incluse și suburbiile?
toate suburbiile da. Rezidențiale? Nu, în proiectul dat nu. Proiectul respectiv prevede area orașului, dar noi în orașul Rezina avem rețea de iluminare care va fi demontată conform cerințelor fondului și conform proiectul care este, va fi demontată și va fi reamplasată în suburbii. A, deci trece... Tot ce este în oraș, toți... Toate LED-urile astea care cum sunt... Toți se dezasamblează tot absolut și totul va merge în suburbii și rezolvăm întrebarea suburbiilor. Vorbim despre o luminare care, cu baterii solare sau simplu? Nu, nu. Merge vorba de iluminare prin LED, dar nu cu baterii solare, de destul de eficientă și este proiect, sunt măsurări fotometrice, sunt... Adică e... deja lucrări conform proiectului. Aduc la ceva o economie. Am înțeles. Da. Și... Una economie de energie să are în vedere. Și plus așa să are în vedere încă iluminarea stradală merge. La noi acum avem și iluminare de trotuar, traseul, și iluminare, avem, de, iluminare avem... stradală. Adică merge vorba de iluminare da. Cât a carosabilului, cât chiar e prevăzut 27 august, nu este prevăzut iluminarea din prin brațurile existente acum, dar sunt niște bare transversale care ar ilumina carosabilul. Pentru trotuare sunt prevăzute, este prevăzută iluminarea aparte. În caz de față, noi avem o restanță mare, trotuarele nu sunt iluminate de fel. Brațele care stau pentru iluminarea carosabilului, de obicei, se află printre crengile copacilor. Și pierdem din iluminare, din calitatea iluminării. Și avem efectul zebră, care va fi eliminat. Urmare implementării proiectului adică, respectiv. Adică zonele unde sunt zone iluminate și zone întunecate. Da, și zone întunecate. Nu vom mai avea. Adică efectul ăsta zebră, asta se numește efectul zebră. Zebră de distanța dintre da. Sectoarele. Totodată, totodată. Trecerile de pietoni vor fi iluminate, sunt prevăzute iluminarea, trotuarele, cum am spus, sunt prevăzute să fie iluminate. Calitatea iluminării este, au lucrat proiectanți. Și întrebarea simplă cetățeanului, adică când vom avea... Se spune că e reabilitare. Dacă la noi acum mergem, știi, mergem din negru în alb, știi cum se primește așa, primește un fel, cum spuneți, merge zebră. Dar iluminarea asta e reabilitarea, sare în vedere că să fie tot iluminat. Să nu fie procedura asta, flux continuu. Flux continuu. Ca timp, eu cred că ne va lua vreo 4, 5, maxim 6 luni de zile până la finalizarea lucrărilor. Pentru că nou minimum am numărat deja, nou ne trebuie până la anul nu cred că izbutim, ne înscriem în calendarul de petrecere a licitației. Da. Nu cred. Măcar anunțul să putem face. Deci până în 2017. Încă un obiect despre care discutam și la emisiunea precedentă, erați rezervat că reușiți, dar totuși sperați că reușiți încă în octombrie să deschideți stația de epurare. Să ne spuneți la ce etapă sunt lucrările acum și pe când să ne așteptăm de data aceasta. Acum la stația de epurare au lucrat 4 zile, am stopat din cauza că este regim de testare. Și am stopat-o, deja nefiind echipa de la Buzău, nefiind aici, am stopat-o, au apărut niște zgomote la o serie de motoare, la un malaxor acolo și urmarea consultărilor telefonice, le-am dat comandă la operator să oprească stația, vineri, maxim luni, vine o echipă mai solidă, mai complexă de la producător. Și vom începe lucrările, vin totodată și pentru remedierea tuturor problemelor care au fost depistate, cu piese de schimb, cu unele completări și cred că maxim luni deja o pornim în flux continuu, echipa va fi aici pe loc și va asista până vom semna procesul verbal de terminare a lucrărilor. Și... Până la acest moment au fost valorificați ce procent din bugetul da. 10 milioane, mă tine că... Nou, practic, ne-au rămas să valorificăm, adică banii ca valorificare, aștia ar trebui să fie achitați la terminarea lucrărilor și la procesul verbal.
la perfectarea procesului verbal de terminare a lucrărilor. Rămânând pe conturile primării, garanția de bun execuț, care trebuie să minimum, mi se pare, un an conform contractului, da? Da, este conform 5% din... Din fiecare tranș. 5% din fiecare tranș. Deci, tot vorbeam și înainte de emisiune și la emisiunea precedentă despre eforturile pe care le depune primăria pentru început, pentru a avea un proiect de expertiză a reconstrucției unui drum de ocolire sau construcției unui drum de ocolire pentru transportul greu, de ocolirea orașului Rezina. La ce etapă sunt aceste negocieri? Știu că atunci spuneați că negociați, da, proiectul, da. Sperați să aveți un proiect? Partenerul la uzina de ciment de la Rezina este acum în faza perfectării contractului cu executorul de proiect, cu proiectantul, pentru că ei își vor finanța lucrările de proiectare. Noi suntem, ca parteneri de proiect, suntem cu coordonările, că nu poate comanda executorul lucrărilor, nu poate comanda o lucrare care nu ar fi conformă beneficiarului. Primăria, în caz de față, este beneficiar. Finanțatorul este uzina de ciment. Și lucrările de proiectare, săptămâna trecută, ultima dată, am discutat cu directorul de la uzină. Erau în fază să emit comanda pentru efectuarea lucrărilor. În aprilie avem proiectul? Ar trebui să avem proiectul. Totodată, ultima întâlnire, sunt la curent că a avut o întâlnire prim-ministru cu echipa de director de la uzina de ciment. La noi totul este în ordine. Este o bună înțelegere și o receptivitate manifestată și din partea guvernului. Și Rezina, urmarea parteneriatului ăsta, nu are de pierdut, are numai de câștigat. Anterior vă întrebam cum țineți legătura cu cetățenii și de unde aflați care de fapt sunt problemele de zi cu zi a orașului și ne spuneați că vă doriți și veți insista pe o dezbatere publică în afara televiziunii, astfel încât să participe mai mulți cetățeni. Când vom avea o asemenea dezbatere? Nu, inclusiv și cu televiziune, nu în afara televiziunii. În afara, da, studioului. Dar, ca să încapă toată lumea. Acum ne pregătim proiectul de buget pentru 2017 și noi, practic, în linie mare îl avem. Dar ce ține de investiții capitale pe fiecare... E sfârșit de an și foarte multe dări de seamă. Este foarte încărcat. Nu știu cum dar vă vom, spune dumneavoastră. Dar ne vom pregăti să organizăm dezbaterile publice în fiecare localitate, adică din subordine, merge vorba și cât și de Boșernița, cât și de Ciorna, Stohnaia și orașul. Pentru ca să implicăm maxim oameni, număr de oameni să participe la dezbaterile respective, să fie la curent cu care intenții venim pentru fiecare localitate aparte, pentru fiecare zona orașului aparte și să auzim și părerea oamenilor. Deci, și iată atunci, numai decât am să vă invităm și pe dumneavoastră ca să mediatizăm momentul respectiv, la maxim ca omul să fie informat. Când mai multă informare, mai puțin zvonuri de dezinformare. Deci am început că e sfârșit când de an... nu e problemă cu comunicarea, da. E mai ușor să găsești limba. Deci am început că e sfârșit de an, că ar trebui niște planificări pe anul viitor. Adică pentru oameni tot ar fi interesant. Iată, nouă ne revine să venim cu proiecte. Ca și planurile pe anul propune. Viitor de a înfăptui, care lucrări, care prioritățile, e ca de asta. Suntem acei care gestionăm practic averea orașului, gestionăm toate procesele care decurg în oraș câteodată necontrolate și noi trebuie să venim în fața oamenilor cu o viziune de administrare și să le propunem. În cazul când dumnealor mai au unele alte propuneri, să le ascultăm și iată, asta ar însemna îndeoște în dezbateri publice în esență, în adevăratul sens a cuvântului. Când
pe un moment, pe o întrebare. Noi venim cu o soluție, iar cetățenii mai propun și altceva, din îmbunătățiri sau... De asta și zic că e tocmai la timp, pentru că cetățeanului îi place să participe la procesul decizional în proces, dar nu post-factum, deja după ce au fost chiar elaborate niște proiecte. Noi numai decât lucrul ăsta îl vom petrece maxim 20 decembrie, ca să avem deja o viziune de proiect, urmarea a petrecerii dezbaterilor publice. Chiar astăzi am avut un atelier de lucru în sala de ședință a Consiliului Raional, unde au participat și președintele raionului Orchei și președintele raionului Telenești cu echipele, și centru de la ADR Centru au fost GIZ reprezentanții. Am discutat mai multe probleme și la ce s-a atras atenție este un moment important, cât este de... Nivelul de implicare a cetățenilor? Deci, nivelul de implicare, cât este de implicați în participare locuitorii din oraș, din sate, din raioane, unde eu știu. Cât este de activ. Cât este de activ. La procesul decizional. Cât este de cointeresați de ceea ce li se propune. Iată, sunt niște momente la care trebuie să atragem atenție și de obicei finanțatorii acceptă proiectele la finanțare când este maxim implicată societatea civilă. Să fie public, dar să fie transparent. Deseori noi avem deficiență și la capitolul societatea civilă. Asta vreau să întreb acum, dar dumneavoastră cum credeți? Cât de implicați sunt, cât de mult își doresc cetățenii să participe la asemenea? Eu cred că își doresc. Dar știți care e problema? Reprezentanții ONG-urile socot că ei sunt societatea civilă. ONG-urile sunt reprezentanții societății civile. Important să fie active, să nu vină odată în 2 ani la... Multe ONG-uri devin SRL-uri pe parcurs. Sunt de acord. Da. Și la capitolul ăsta, până a devenit primar, nici nu cunoșteam și nu știu cum se întâmpla, că nici nu m-a interesat. Dar tocmai de atâta voi invita maxim cetățeni din diferite zone ale orașului, cunoscându-le problemele, îi voi invita să vină să discute, nu prin intermediul cu apeleul, nu prin intermediul ONG-urilor, dar să vină la direct să discute comunitatea acelor de la blocuri, de la străzi, de la... Anume, ei în comunitate să vină să discute probleme, fără intermediari. Acum asistăm la o serie de lucrări în mai multe sectoare din oraș și inclusiv și cele despre care ne spuneați. Cetățenii se întreabă cine, de fapt, se asigură de calitatea acestor lucrări. Am văzut și niște poze pe internet cu lucrările de la strada Basarabia, dacă nu mă înșel. Nu vă înșelați de fel. Deci, cine, de fapt, verifică calitatea lucrărilor, cum o verifică și cum primarul, primăria, viceprimarul se asigură, de fapt, că acești bani au fost plătiți acolo unde trebuie și vom avea dacă o garanție. Dacă să luăm anume pe strada Basarabia, aici au fost niște lucrări de plombare, la care noi le-am plombat și am făcut, că am văzut că efectul e mai slab și am pus o porțiune, adică așa e procedura lucrărilor, că plombezi și apoi mergi cu un strat mai subțire și îl acoperi peste, ca să nu-l vezi bine pe cealalt. Așa e procedura lucrărilor de asfaltare, că altfel... Fiind gropile foarte dese. Desă una la alta. S-a făcut plombare și s-a așternut un sloi de asfalt, despre ce vorbiți dumneavoastră, postările în rețele socializare, noi le-am văzut. Și cum ați reacționat? Dar n-am reacționat de fel, nici de cum, pentru că este responsabil tehnic pentru efectuarea lucrărilor. Responsabilul tehnic angajat de primărie are grijă de calitatea lucrărilor. Și permanent noi inspectăm noi personal. Și dumnealui este persoană autorizată în domeniu. Are pregătirea respectivă, are studiile respective, are pregătire și experiență de lucru, neavând. Lucrurile astea, dumnealui nu este angajat de autoritatea publică locală și legea prevede că lucrările se fac numai având și responsabil tehnic, dirigente de șantier. Este legea în construcție care expres prevede ce trebuie să fie. Că oamenii se mai dau cu părerile, nu este le rămâne. Este legea 721, nu cred calitatea
la efectuarea lucrurilor. Da, cetățenii sunt foarte activi. Eu am văzut că erau și link-uri despre nivelul care, deci, în centimetri cât care fiecare lucrare și cam cât ar trebui să fie înălțimea stratului. Și acum, de fapt, hai că nu ne axăm doar pe această situație. În general, le verifică din cadrul primăriei. Da. Cine verifică? Din cadrul primăriei, primarul, viceprimarul aleargă prin tot orașul unde merg să fac lucrări. Domnul viceprimar, fiind, eu vin din mediul de afaceri, am pregătire nu în construcții. Dumnealui, fiind dirigent de șantier autorizat în construcții, mergem, inspectăm, ne mișcăm foarte repede. Eu mi-amintesc când stabileam această emisiune, erați undeva prin pod, pe la o grădiniță. Da, printre altele, ce am izbutit, grădnița numărul 5, grădnița se numea Rusul, dar e grădnița numărul 5 de la strada Eminescu, acum se efectuează lucrări cu finanțare tot de la Fond de Eficiență Energetică pentru eficientizarea termică a clădirii. Și merg lucrările întoi, s-au finalizat lucrările la grădnița numărul 2 de la strada Pirogov și acum merg lucrările întoi la grădnița numărul 5. Lucrările vor fi finalizate în primăvară, că mai departe intervin schimbările climatice. Vine frigul și da. Deja nu sunt lucrările calitative. Cred că cauza asta așa se stopă. Dar acele lucrări despre care vorbeau cetățenii cu straturile cele, ele au fost acum încheiate sau nu? Încheiate tot. Ele pentru cât timp credeți că sunt făcute? La strada Basarabia, da. Sunt vă spun pe o an 2. Nu ținem minte de numirea străzii. Probabil că Basarabia. Eu am văzut pozele și am memorizat acele straturi și de atâta întreb. Pentru cât timp credeți că sunt făcute? Uitați-vă care e problema cu strada Basarabiei. Noi, în sectorul privat, mai sus de strada Basarabiei, nu avem canalizare. Din cauza asta, nu ne putem permite să facem o reparație capitală a străzii Basarabiei. Noi trebuie să soluționăm întrebarea cu canalizarea la... Decebal, Gogol, așa la Șeminescu, toate ele vin la Basarabie. Da. Deci acestea sunt niște lucrări? Da. Temporare. Temporare. Da. De salvarea situației. Am înțeles. După ce identificăm sursele de finanțare, că noi nu avem un buget care să ne permită să acoperim cheltuielile de construirea rețelelor de canalizare din sectorul ăsta privat, despre care a vorbit și domnul viceprimar, după ar trebui să venim cu, e logic, să venim cu reparația capitală a drumurilor și să uităm cât de apeducte, unde s-au făcut lucrări de, s-a finalizat lucrări de reparație capitală a străzii Cetatea Albă. A fost asfaltată strada, dar s-au făcut lucrări de reparație a apeductului, a canalizării, canalizarea acolo este, ca pe parcurs numai beton umblă. Asfaltic și gata, întrebarea rezolvată acolo. Am înțeles. Cu canalizarea pe străzile date, fiindcă am s-a luat vorba, noi am fost pus, actele au fost puse la biroul de integrare, adică cu reparația... Avem două fonduri la care am depus, am solicitat finanțare pentru proiectul respectiv. Da. La biroul de integrare și la... Adică două proiecte am pus. Adere Centru. Avem la două fonduri de investiții, să vedem de unde câștigăm adică... mai repede finanțare. Cât și da, cum a spus domnul viceprimar, și pentru cartierul Rezina Vest, că acolo avem restanță. Nu avem drumuri normale din cauza că nu s-au terminat toată construcția tuturor utilităților, că asta e obligația autorității publici locale, magistrale. Deja este și o obligațiune a unor finanțatori, ca să nu se acceptă finanțări pentru aceste drumuri, dacă căi de acces, că nu sunt drumuri, dacă nu s-au finalizat lucrările de pe infrastructură. Da. Corect, nu spun. Nici drumul nu se poate de făcut, nici la Regina Vest, la fel. Cum poți face drumul dacă nu e canalizație? Apeduct deja avem, dar canalizația... Dar cine este responsabil să facă aceste lucruri? Autoritatea publică locală, primărie. Iar în căutare de fonduri. Scrim deci nu vreau niște promisiuni pe care nu știu când le vom avea realizate. Vorbim viitor despre aceasta. Da. Nu vreau doar să promiteți. În timp ce... Am trecut la mai multe întrebări ale cetățenilor, deja o parte am răspuns, în timp ce locuitorii de pe strada Matrosov, vă mulțumesc pentru iluminare, am văzut că erau niște cetățeni mulțumiți pentru asta, alții ne spun că nu ar trebui să ne mulțumim doar cu niște becuri aprinse și o întrebare de pe strada Păcii. În casa 35, scara 1,
unde sunt 8 apartamente, 5 în care locuiesc familii. Și din spusele oamenilor de acolo, locuiesc 2 persoane țintuite la pat. Mai mult de un an acest bloc, în această scară, este fără apă potabilă. Puteți să ne explicați care este situația? Vreau să vă spun care este situația. Ce se pot aștepta oamenii ăștia? În casa numărul 35, acolo este un sârb care n-are nici, cum să spunem, nu e la evidență la noi aici. Nu este înregistrat. Am vrut să-l ducem la azil de bătrâni. Nu preferă. S-a refuzat. Am înțeles, dar mai sunt 5 apartamente unde locuiesc cu oameni, am înțeles. Așa am înțeles. 5 apartamente? Noi știm deci de din 8, 5 sunt din apartament. Populate. Nu, poate ele, aveți în vedere, ele sunt privatizate, noi nu avem dreptul să ne... să facem nimic acolo. Dar eu vorbesc... Dar care e motivul? De ce nu este conectat la... Iată, am mai devreme, ele sunt conectate. Mai devreme, conform legii 303, serviciul comunal locativ este obligat să deservească până la, cu apeduct, până la peretele blocului. Și rețele de canalizare până la prima fântână de la bloc. Asta așa prevede legea. Îți permite să cheltui bani publici pentru întreținerea rețelelor magistrale. Proprietarii de apartamente privatizate au mai departe obligația ori să se asocieze prin condominiu și să gestioneze infrastructura din interiorul blocului, inclusiv și robinetele lor din apartament. Eu înțeleg. Dacă cunoașteți bine situația, faceți lumină. Deci în această scară locuiesc cu oameni care au contor. La, așa? Și au și, deci, și, au și apă. Ce, nu, ei spun că nu au acces. Apă este, problema este numai un apartament care nu ia apă. Într-însă unde este apartamentul dat, care nu plătește. Deci un singur apartament. Da, asta. Cred că rămâne să verifice jurnaliștii și să vadă dacă așa este, pentru că cetățenii au venit cu această întrebare. Eu vă mulțumesc pentru răspunsul. Ba mai mult, la casa 35 a fost lichidat inclusiv și acolo, la două case. Ei au avut două haznale. Una construit prin anii 60 și deteriorată și au mai construit una mai mult artizanal. Fără bitoane, fără... Și aia era prăvălit. Și acolo a fost lichidat, a fost compactat. Acum ne-a rămas căile de acces să le asigurăm cu piatră spartă și să le betonăm. Iată, asta e restanța noastră la casă 35, că ar trebui locuitorii ori să colecteze semnături și să adreseze la serviciul comunal locativ, să fie luat la deservire sau să se asocieze prin asociații condominiu și să-și întrețină averea. Un apartament înseamnă o avere. Am înțeles. Apropo, dacă se poate, la apartamentul dat care nu e conectat la apă, aici vă spun așa simplu, trăiește neautorizat. Dacă e vorba de un singur apartament și asta este situația, este clar cu răspunsul. Și noi nu l-am evacuat decât că e invalid. Că e invalid, da, asta e tot chestiune. Adică creștinești n-am îndrăznit să dăm drumul la procesul de evacuare, de ridicare din apartament. Am înțeles. La ce să aștepte cetățenii în continuare? Ce aveți de gând să faceți în următoarea lună? Să organizăm dezbateri publice, să... mergem pe procedura de implementare a proiectului de iluminare stradală, să identificăm resurse financiare pentru a propune consilierilor și a propune cetățenilor cum să le administrăm mai eficient și rugăm pe cetățeni să... A face un plan de activitate pe anul viitor. Rugăm pe cetățeni să fie mai responsabili și când văd că este devastată infrastructura orașului, plafoanele de iluminare, scaunele din oraș care sunt amenajate, opririle pentru biciclete, să cel puțin să formeze 902. Sună la poliție. Dacă au frică, dacă au frică să nu intre într-un conflict cu cineva, sună la poliție, să adresezi la poliție. Iată, asta e rugămintea mea. Dacă se poate încă o remarcă, tot în cadrul ăsta, acum vine perioada rece a anului. Am în vedere că cetățenii ne
văd acum, știi, și este o situație cu apartamente, unii nu locuiesc. Ar fi bine ori să facă căldură, ori să închidă apa, ori ce să primești pe urmă ca inundații, că de la noul etaj până alți cetățeni. Da. Asta e un mesaj, adică numai în folosul cetățeanului. Printre altele, deservirea blocurilor locative, de servici comunal locativ, în cazul când s-au colectat 50%, mai mult 50% din proprietari de apartamente și blocul este luat la deservire de către servici comunal locativ, vor plăti deservirea toți, inclusiv și cei plecați. Omul când se întoarce din Italia după 7 ani, astăzi chiar am avut un caz când s-a adresat la mine, omul vine și vrea să intre în apartament, să lucreze rețeaua de energie electrică, să lucreze apeductul, să lucreze canalizarea. A lipsit 7 ani. În 7 ani, într-o casă privată, într-o casă la sol, dacă a rămas fără gospodar, este devastat. El se întoarce și zice, păi la noi în Italia. Nu, la noi în Rezina. Trebuie să avem grijă de spațiul locativ. Indiferent, unul nu a plecat cetățeanul, el să are posibilitatea să se întoarcă înapoi. Și plecând el pe 7 ani, nu trebuie să formeze incomoditate pentru 2-3 vecini care rămân și locuiesc stabil în orașul Rezina. Dar și ei se întorc cu ideile de acolo. Cunosc exemplu când a venit doamna din Italia și i-a îndemnat toți vecinii să facă... Și le-ar implementa aici la noi. Plecarea nu trebuie să fie o incomoditate pentru vecini. Nu trebuie să fie incomoditate. Văd aici o întrebare care mi-a scăpat. Era ținat de acele de deteriorări a sistemului de iluminare și o altă întrebare ține de strada Șuțev. Cetățenii sunt nemulțumiți de faptul cum se circulă pe această stradă. Ori este pietonală, ori este să zic, circulabilă și dacă circulă transportul trebuie să fie niște reguli. De ce nu se pedepsesc autoturismele care staționează? Care este în general soarta acestui segment? Este unul din cele mai frumoase locuri din oraș. Ca soluție și eu o socot, dar totuși va trebui să, iată și la capitolul dezbateri publici, va trebui să hotărâm soarta bulevardului Șuse, străzii Șuse. De ce ne-a obligat instanța? Prin hotărâre instanță de judecată, primăria Rezina a fost obligat să deblocheze accesul, adică circulația auto. A fost pentru obligat. Transport? Pentru din cauza transport. Că este piața acolo? Conform planului urbanistic general al orașului, strada Șusev este cu dreptul de a circui cu autoturismele. Dar nu este și loc de staționare. Până nu va fi declarată prin decizia Consiliului, adică luată o decizie de reconstruire a străzii Șusev și a declara stradă pietonală, atunci nu mai are dreptul nicio instanță să scoată alte decizii decât să conformeze deciziei Consiliului. Aici am fost instanță când cu dezblocarea, știi, și s-a primit atunci când ne-a impus judecata că să dezblocăm. Una dintre cele mai probleme mari era accesul la pompieri. Adică din cauza că... Serviciul de urgență și pompierii pot să meargă acolo nestingheriți dacă... Sunt agenții economici noi trebuie care sunt discriminați? Da, nu aveau accesul pompierii în caz de... de stradă pietonală îl acordă numai prin decizia Consiliului. Vom foca ceva, adică nu și putem primăria să... intenționează să facă acest lucru? Trebuie să venim cu... acordând statut de stradă pietonală, trebuie să venim cu un proiect de reconstruire. Unii s-a mai discutat despre această stradă. De ce nu vine primăria cu un proiect de decizie? Un proiect să poți să fie un proiect decizie, dar trebuie să fie nu-i super pe ceilalți. Trebuie să fie punctul numărul 2, surse financiare. Una că surse financiare și a doua să arătăm la toți căile de acces și cum s-ar spune, tătia noastră, să avem de salvarea, să avem de pompieri, cum ar putea să organizăm circulația pentru dânșă. Asta-i. Către unele servicii disconcentrate care le avem amplasate acolo. Trebuie să avem soluția în ansamblu. Tocmai de atât vorbesc de reconstruire. Dar pentru a face reconstruire trebuie să avem punctul numărul 2, sursele de finanțare. Am înțeles. Altfel va fi o situație asemănătoare s-a creat și în preajma fostului cinematograf.
Și cetățenii, de asemenea, vor să știe care sunt planurile primăriei pentru această zonă. Ce vom avea acolo? Totuși, va fi o zonă de circulat? Nu, pentru că uneori se circulă pe strada centrală și din stânga de acolo, cu viteză mare, poți să întâlni... Pentru zona respectivă... Șoferi care cred că chiar iau pentru zona respectivă, tot conform planului urbanistic general a orașului, acolo nu este stradă Eminescu, și monumentul lui Eminescu, care a fost amplasat și a închis strada Eminescu, nu este indicat în planul urbanistic general. Asta e primul moment. A doilea moment, acolo avem sper amplasat oficii sterici... Nu, doamne ferești, oficii sterici civili, unde se oficează căsătorii, inclusiv și locuitorilor din orașul Râbnița, și noi trebuie să avem grijă de căile noastre de acces către instituțiile publice. Și iată, din cauza asta, am hotărât printr-o dispoziție a primarului, a fost deschis căile de acces către oficiul stării civile. Ca să poată intra cu limuzilnii cele frumoase, să oficeze o căsătorie frumoasă, toate serviciile. Este vreau și birou vreau să vă spun la ce m-a adus pe mine personal dezblocarea acestui drum. Mergeam pe alăture, noi stăt locul cu Simeonel Șintim, adică orașul nostru, noi mergem asta nu e lucru. O mireasă se împiedică acolo în fața, cum s-ar spune, la mreu, da? Se împiedică și se măscărește rochea. Și cu primarii ăștia, și cu ăștia, și cu unde deci, sunt autoritățile asta este locale. Adevărat, dar... Știți? În ziua anunțului da, zi, eu reprezint cetățenii și eu aud ce spun cetățenii, se întreabă de ce până acum, până când nu a apărut acolo un bar, nu s-a ales noi putem să ridicăm această adresările, anume agenților economici, deci. Le ridicăm și vă le arăt cât este. Asta e. Acolo tot și alte da, și alte agenți economici, deci, nu numai starea civilă. Postul Universam, deci a rămas fără căi de acces. Domnul Alexandru, sunt mobila, este domnul în partea Gheorghe, de dacă îmi permiteți, ba mai mult. În spatele fostului Universam, Univermag, da, restaurantului, fostului restaurant Maiac, acolo primăria Rezina n-a înstrăinat tot terenul. Adică nu a permis solicitanților să-l cumpere ca teren aferent. A lăsat căi de acces pentru toți. Că e repede să îngrădesc. Pentru toți. Și... ei, neavând dreptul, au și pus porți, s-au îngrădit unul față de altul și au închis căile de acces. Ei singuri și le-au închis. De ce nu i-ați trimis pe acolo? Nu am mers pe jos cu domnul viceprimar, am mers, le-am făcut observațiile de rigoare și le-am dat timp ca să lichideze toate momentele astea. Nu s-au conformat până în ziua de astăzi. Și motivele găsesc foarte multe. Întrarea către oficii stării civile, de ce n-a hotărât-o altcineva? Pentru că eu am hotărât-o. Celălalt n-a vrut să o hotărască, ori am până înțeles. La mine. Deci este o decizie și a fost luată, ținând cont de mai multe circunstanțe. Dar, este loc de parcare loc de parcare în fața pietrei de temelii care este... Da, asta... Normal că nu este. Am avut o situație când... un agent economic a venit din raionul Rezina, a venit să realizeze miere cu o auto specială și încerca să vândă acolo miere. Vine și era foarte deranjat că poliția i-a făcut o observație, i-a interzis, dar și l-a obligat să plece. Și unde să plec eu? Păi, dar cine ți-a permis să vinzi acolo? Am ajuns până în... Bine, căile la piață deseori sunt blocate. Mergi în altă zonă. Nu este un motiv să strada, parchezi mașina cu miere lângă mergi la strada Marfil, Păcii, lângă mergi Ștefan cel Mare. Mergi la strada Păcii, avem în fața la Galaxie, avem foarte mare suprafață acolo. Stai cu minte, vii mai aproape de consumator. Mergi la strada Basarabiei, iarăși avem o parcare destul de mare unde poți comercializa. Mergi la strada 1 Mai. Iarăși avem zone unde își poate staționa, nu chiar în fața unui monument. Lucrările nu sunt finalizate aici la dezblocarea
Aici mai avem tot de lucru, totodată lucru, trebuie să amenajăm. Adică să nu duc la piatră, să nu duc, este în fond, adică să are în vedere alături de starea civilă, să facem o parcare, că adică au venit... Lângă oficiul de civile, clar. Escortul, da, așa. Dar aici, lângă piatra asta? În primul aici, rând, aici în fața la toate magazinele astea care este, noi ne-ar trebui să, așa ne trebuie să facem, că plitele astea de beton care au fost cândva prin anii 80 la amenajare, folosit pentru amenajare, ele sunt depășite, degradate și ele trebuie să ridicate și prezintă și pericol. Deja că ies diferite sârmă, fiare diferite ies din ele. Trebuie ridicate, acolo trebuie să amenajat o zonă de recreație, o zonă de odihnă frumoasă s-ar primi și totodată de organizat căile de acces cu, reieșind din situația că avem cetățenii care îi avem, spunem și niște, nu semne de interdicție, dar cred că și niște bariere care nu poate fi depășite ușor, temporar, dar nici cu, nici cu o mașină de teren nu poate fi depășit. Pentru că... Dar pentru asta urmează să căutați bani. Da. Surs financiar. Punctul 2, am înțeles. Deci până se găsesc bani și pentru amenajarea despre care ați vorbit, am văzut și niște poze, cred că ajungem și la asta să discutăm și despre asta, sper, nu știu, să vedem. Eu vă mulțumesc pentru participare la ora locală și vă așteptăm la o emisiune următoare cu informații despre cum decurg aceste lucrări, pentru că și, desigur că, răspuns la întrebările cetățenilor care vin pe parcursul următoarei perioade. Vă mulțumesc. Stimați telespectatori, vă reamintesc că la ora locală, în această seară, au participat primarul de Rezina, Simeon Tatarov, și viceprimarul orașului, Gheorghe Gâncu. La revedere!